Șabrovski? Da. Și eu cine e pentru domnul Ștefan? Nu mai stai, până mai stai. Păi stai, dacă mai stai așa? Păi să? Păi faci o punere să fac. Și așa. Vă rog. Eu n-aș bani aici. Alți propune? Cine e pentru domnul Ștefan? Vă rog mâinile mai sus. 10. Nu mă dați odată. Sărita mai sus, mă dați. Nu știu, mă dați așa, 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 cine pentru domnul Ioanaș? Mai departe propune. Ați propune? Da, domnul Ioanaș. Bunul Grigore. Bivă Lumea. Era grea. Cine e pentru domnul Rusu Grigore? Iarăși 11. Cine e pentru domnul Oleg? Ați propune? Da, domnul Pavalache, nu știu. Cine e pentru domnul Pavalache, mai spune? Thank you.
Încă o dată, spuneți-vă. Ele nu pot fi examinate, deoarece noi am abrogat decizia trecută, domnul Vasilicu. Și nu pot fi puse din nou. Am abrogat decizia. Preexaminate. Deci urmează că întrebarea ta să fie pusă la Comisia de Rat, după aceea o punem în discuție la ședința Consiliului. Nu a fost în comisie. Păi, ultima comisie de ieri, a fost la altă de tot. Domnul Marcu, dacă scoate. Păi, președinte, a refuzat. A refuzat. A refuzat. Pentru ca să o examinăm acum la ședință, rog frumos să o punem în ordine. Este o prescripție care acum dimineața, adică prescripție necesară de a o pune în ordine. Și nu numai și el, dar actul de revizie care au fost data trecută, în privință la primul congresul făcut, care a vorbit cu data trecută către doamna primăresă. Sunteți de acord, da? De acord. Așa. De acord, numai că acum oricum trebuie să-i iară de nou ca să ne întoarcem. Dar eu nu am trecut că trebuie să-i iară de nou. Păi ca să le știm pregătorul. Domnule, la comisii trebuie. E refiat la care au fost actul de revizie, care el... Dar el... Domnul, eu trebuie discutat la ședința Consiliului noi și luate măsuri fiecare punct în parte. Și aici nu s-a făcut. Aduceți transferă bani, chiar dacă domnul Ștefan avem aici, nici nu
avocat din jurul cu transferimare ce au făcut la apeductul și alu. S-au pornit cu 100.000 contribuții alocatoare, cu 1.000 de fiecare gospodărie. Acum ajungem la sumi nebune, la un kilometru de apeduct de trans acolo, până la Lucnițe Subirioare. Iar trebuie de gândit mai bine, să vorbim la ședința finală. Astăzi să fie elaborat sau să fie, să așteptăm cumva cu distribuția banilor ca să vină doamna primăriță, să discutăm proiectul drumul cu fornicarul pe Istrașnic. 220.000 noi am alocat. S-o nu se dau oameni buni, am 2 ani de zile, nu se dau. Și proiectul noi avem unde am înaintat, cum am înaintat stadionul și mierii de fină, pe că ultimii 4 rămas pe data de 3-4, noi ne vedem banii și el. Nu-i problemă dată când s-ar fi, dar e un drum important care mi trebuie să circulăm pe muncean. Noi tot altâia într-o parte, nu înțeleg cauză. Asta trebuie de văzut. Am ajuns la stadionul, am înaintat să fac aceste documente. Au fost verificat. Au fost susținut. În ultimul moment s-a transferat 28 din ei. Dar noi am avut banii de pierdut. Dar chiar în ultimul moment s-a susținut stadionul. Hai, nu șase! O să lăsăm, doamnă, țin. Nu, 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 nu
Suplimentar la ce și-o cheltuit băieții din Bahala și așa. O făcut cu treaba rău, o făcut. S-o înlocat prima dată 300.000, da? Păi fiță, atunci 300.000, când n-ați spune. Dar mai mult bani suplimentar, domnule. Nu, nu trebuie să-i dați, sunt date drumuri. Vedeți pe legal, cum vă zice, acolo pe șeful între băieții ăștia. Nu bem acolo ea. Așa că se oprim la treaba asta. Așa că întrebarea și colocându-ți și stăm fiecare casă în parte. Da. Mai sunt adăugeri? Ok, domnule. Eu ieri am avut o cerere de la Consiliu, poate suntem în comisie. Dar noi s-au angajat o tânără specialist, care a fost pe Corinte, știi, dar nu sunt mai eu și pe mine. Știți ce lucru se... și voluminos de lucru. De ce eu propun de echitarea drumul cu de la Chișinău, Costești, Costești, Chișinău. De la 1 septembrie până la 31 decembrie. Când la noi din specialiști, jumătate de an, 4-5 luni, stă cu pacienta, poate eu trebuie să facă drumul, da? Da, drumul de echitat. Dar care ești primit? Domnul Nedru, dați cererea să o pui cu ordine de zi și până la să... A, păi, să o pui. Aici să o pui. Ce mai e? Și ești primit? Maneta, 20 de ani. Eu s-am găsat în Chișinău. Și de mii bani să fac de față de bani. Păi, nu s-a de
Și încă eu ca să precizez să rămână om, să rămână ca om în fața la fiecare. Eu știu că punctul care v-a spus primul punct, da? Domnul Mihai Sava, nu s-a abrogat, ca să fie mai corect, toată întrebarea. Decizia lui domnului Osulă nu s-a abrogat, ei s-a scos de cu ordine de zi. Și dați-o vedere, pune de ordine de zi, ori nu pune ordine de zi. Nu, eu vreau să spun lege, eu vreau după lege. Ca să nu spun cineva că eu legea permite, dacă nu trebuie prin comisie, ori nu permite. Ca să fie mai corect. Dacă permite, o punem la vot, domnul jurist. Domnul jurist, ca să fim corecți aici. Să nu alegem mai aici, că îi sună pe vortul ori pe ea. Legea privind administrația publică locală scrie expres că înainte de ședință, consilierii pot propune modificări competente la urmețe. Și dacă se acceptă majoritatea, atunci ies de introduc urmețe. Indiferent, potrivit comisia sau nu. Indiferent și? Indiferent, potrivit comisia sau nu. Dacă consilierul propune să acceptă majoritatea, atunci... Fiecare întrebare trebuie să-i trecut în urmețe specialitate. În mod obligatoriu. Eu, după cât văd, ar trebui pus la voce întrebarea asta, ca să rămânem noi corecți în fața publicării. Puteți să fim oameni și vreau să veniți cu voi în urmă. Bine. S-au apărut multe adăugiri, multe corectări. Poftim? Mai sunt adăugiri. Mai ieri a venit un grup de tineri cu demers către primăria Costești, Consiliul Local. Proiectul o școală mai sigură, o educație mai atractivă și o regulă respectată, o viață asigurată, aplicat la fondul pentru tineri aloveni, care privind instalarea unei bune de niveleri artificiale, preajma liceului teoretic Olimp și pictarea în format 3D a trecerilor de pietoni din apropierea instituțiilor de învățământ, de către elevi. Deci ei solicită aprobarea de a instala o denivelare artificială în imediat apropierea liceului teoretic Olimp, asigurarea cheltuielilor de instalație a denivelării ca contribuția ateliului, dacă proiectul va fi finanțat pe fondul pentru tineri aloveni, care nu depășește suma de 400 de lei. Și aprobarea lucrării a 17 de pietoni din preajma liceului teoretic Olimp, gimnaziu Costești, liceul teoretic Costești, Grădinița Andrieș, centrul satului, două treceri. Și centrul de sănătate. Aici. Foarte bună problemă. Ce să putea să acționeze? Da, 400 de lei. Bine, bine. Eu încă o dată mă mai refer și la ESA. Dacă juristul spune că e vorba de Turtuc, bravo, acolo să-i, numai să-i... Pământ ce-l trecem în ceea ce-a construcție, nu la desoarne, ceva. Și aici am unul mai cerere. Dacă... Pune la cerere. Pune la cerere, să pune la cerere. Oamenii ăștia au construcția una. Că poftim și pe ăsta, cerere la cerere, vă rog. Stimați consilieri, au apărut multe corectări, multe reușeri, multe... Dumneavoastră, eu cred că nu le mai citim, ori să le citim. Cine pentru aceea de a vota ordinea de zi cu toate reușerile? Păi sunt cereri scrise, eu am făcut pe la mine. Dar eu strâng tu, tari. Păi, este la toți cele și mi-a venit cu copia dovadă că eu am dat cele. Și ce ai cele? Care treaba? Și capilatul de dumărit. Bine, bine. Vă-și vreau mic, hai, ascultea, tu doar ies, băie, băie. Dar este la cele. Dar pot să-l tot o lucru. Și la tot citește aici. Este să citește. Da cele, da cele. Și cele. Nu știu, domnul, să știu că totul să fie capilat. Păi, dar când ies cele, la cele. Este, este, da? Ia și ei, s-a să și Mihai de două cuvinte, de azi spune ca să mă cipim. Dar lasă-mă la cine, să știați ce e acolo, și vrei. La cine, bine, la cine, la examinare, la examinare, da? Da, da, da. Bine, cine pentru ce e adevărat? Mai sunt adăugere, nu? Cine pentru aceea de a vota întregime proiectul, proiectul cu ordine de zile, cu toate adăugerile corecte? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Trecem la primul punct. Cu privire la transmiterea comandat... Pe domnul președinte, anul timpul. Păi să vezi cât s-au votat pentru.
în ansamblu sânii din raionul Ioviei. Poftim, asta e în linii generale. Vă rugăminte, domnul comisar, ca în timpul campaniei Culesului Poamnei, mai puțin mă de poliție obștire, s-a Poliție sfie, dar... Rutieră! La fiecare cost te opresc, nu dai voie să iei de masiv, te opri, te-o pus, da. Suflă, domnul, vai de capul lui, el are n-o mâncată, ia de acolo, pun suflă, încă cu suflatul mai este el cum mai este, cu oamenii nu servesc. Dar e altceva, la unul tractorul nu e, la unul nu știu și acolo. Am un pionul, pe unul mai omul la altă mașină și care tot nu-i chiar... Mai sunt unul nemoar, mai sunt unul nare. Mesajul e clar, e clar. Voastră și... Din, ca să vreau să trebuie în detalii. Domnul comisar, câte obiecte în teritoriu ați cercetat, ca să vă puteți plasa? Și ține de sectorul 3, practic eu nici n-am vrut să mă concentrez în altă localități, am considerat că anume în Costești trebuie să fie. Reașa de fapt, câte obiecte în Costești am întrebat? În Costești și ține policlinica, oricum e clădirea respectivă. Așa? Aici, din toate punctele de vedere, și al mai pomenabil, e centrul satului aplasată, plus intrare separată și ține de primul etaj. De atâta și ne-am axat anume pe încăpierile respective. Vedeți că totuși 25 de ani e vorba și de un centru de sănătate, unde vedeți că timpul sunt cerințe mai riguroase ce ține de sănătate. Dar aici, pe parcursul timpului, în primărie, în subsol, a fost apărarea civilă, au fost mai multe activități. Dacă se face reparații în spate de trecut așa, rămâi și biroul celălalt. Și tot în biroul satului, în primărie. Noi am venit cu dumneavoastră decideți. Domnul Jabrowski. Eu cred că e mai bine venit ca părerea asta. Mie aici am lumea asta. Am vrut să vedem în 90 de metri ăștia inspectorul nostru din sat. Acolo se intră și 90 de metri, ori nu. Corect, acolo. Eliberează încăpierea din primărie, da. Să duce acolo. Da. Ca să fac o concretizare. A să afle în sediul respectiv, inclusiv polițiștii care servesc localitatea Costești și la antilocalități, de exemplu, Milie și aici, ați fi ca un fel de microcomisariat, așa să spunem noi, mai pe înțeles, dar e sector de poliție. Știți cum vreau? Vreau problematică la noi, într-adevăr, suntem încăpierte cele pe 25 de ani, a să fie timp când ați avut urmăria ceva de voie și a să întâmplă în același cătel. Dar să, într-adevăr, să vedem ce cu subsolul primăriei. Pentru că eu m-am dat la elogen că inspectoratul pare tot în subsol la primărie. Da, în clădirea primăriei. Clădirea primăriei și tot în subsol. Și e destul de normal. N-am găsit nici bază la noi la primărie și ar fi normal să fie subsol. N-am găsit acum un elogen, n-am identificat al de tot și ne-am axat. Eu tot s-o cât părere mai bună în subsol. Sunt văzut de pătrați. Când timp aveți răgață? Răgață, ca să mai... Nu mai uităm o dată. Timpul e presață, dacă să fiu sincer, practic, eu până la... Referitor la serviciile comunale? E și constă contractul. Dacă contractul de locațiune prevede ca să achităm chirii, contractul de comodat, da, acolo ne asumăm să achităm serviciile comunale. Însă nu prevede chirii. Asta da, serviciul am da, asta. Asta sumă inspectoratul raional să achit serviciul comunal. Vă pun o întrebare. N-ar fi bine ca să schimba cuvântul comodat în locațiune. Acum am menționat. Locațiune înseamnă că noi trebuie să achităm perioada respectivă chirie. Asta e o sumă oarecare de bani. Însă vreau să vă confirm că nu dispune inspectoratul raional de surse financiare să și nici nu o să desfășurăm. Asta. Voi plătiți servicii comunale și atât. Da. În contractul comunal ne asumăm serviciile comunale. Lumină, gaz. Eu propun ca... Eu cred că avem la dispoziție timp o săptămână. Eu propun cât de văzut ambele variante. Adică de uitat în subsolul primării, câți metri sunt și cu teritoriul respectiv și cu... Și trebuie de analizat. Eu cred că o săptămână nu o să fie probleme să analizăm, că într-adevăr, ca viitor, sigur, nu facem noi să vorbim noi în urmă. Domn Bieruc. Eu m-am sănțit ca la satul Costești mult mai confortabil să avem un centru modern al poliției. Da, la noi practica este că în multe
cazuri, deci funcțiile astea poliției sunt în subsol, dar eu cred că asta e ceva deja de mod de vie. Noi trebuie să avem ceva cetățeanul când vine, pentru că acum nu vin numai în infractori. Dar avem și multe populații cu diferite chestiuni și atunci tot trebuie să vină într-un loc, să fie normal. De asta mai mult este că și sunt niște investiții, aproape jumătate de milion de lei. Da, este 25 de ani, dar banii ăștia nu se mai returnează înapoi. Ei vor rămâne în continuare proprietatea sa. Contextul dat, dacă nu prezint pachetul cu actele și sare, banii nu mi se rog, îți cunoaște. Trebuie să fii direcționați în alte inspectorate. Am și o precizare la capitolul acesta. Eu, dacă fiecare s-a văzut în Europa, în România, voi ați observat cu fiecare sat, poliția așa din văzul. Se pierde într-adevăr că e poliție. Nu e bun venit în subsolul. Noi într-adevăr trebuie să gândim dacă poliția trebuie să șadă undeva, să șadă la vârful la tăs. Nici acolo nu chiar prea bun. Dacă s-ar putea un local la față, cu vot, că ei sunt poliție. După mine au venit în doșe de el ceva, au fugit și votul și ceva. Adică au precizat, cred că nu avem loc, dar trebuie un timp să cât ne gândim, poate găsit într-adevăr un loc undeva în fața. Sau un Doamna Emilie, eu propun altceva. Dați să votăm 90 de metri pătrați, pe parcurs ne clarificăm. Ori e subsol, ori acolo și ne spunem... Corect! Ori altceva! Dar ce vreau să ne clarificăm? Dar subsolul e tot în clădire. Aici, aici, aici. Nu, dar nu-i poate avea un proiect care nu-i spate înainte. Vedeți cum? 90 metri pătrați nu le alocăm. Dar unde? Ați faci pe unde se ieșe din bine, bine, am înțeles că s-a așa, doamna mea. Păi le-am luat, măi. Domnul Oraș, și ne oprim la tema asta. Hai că te văd, domnul Oraș. Domnul Băsescu, în viitor, la fiecare întrebare, fiecare consilier vor fi și o sfârșit în lucrare. Păi, te rog frumos. Nu transformăm ce de zădeasă și un sfârșit de nare apelare. Răscuie seama cu vă. Bine. Domnul Comisar, noi vă mulțumim, am înțeles mesajul, noi punem la vot. Da, și eu pentru aceea, ca să aprobe... Domnul Comisar, eu am o întrebare. Da, ok. Și acum o întrebare. Și acum o întrebare. Și treaba cu femeia, nu s-o mai zis, dar asta e. Întrebare două. Întrebare două. Stimați consilier, cine pentru ceea de a transmis de incomodat și ați auzit mai departe, nu mai știți, poftim votem. Cu 90 de metri pătrați, da? Da. Poftim votem. Dacă incomodați sau în policlinică, nu mie. 90 de metri. 90 de metri, răstere mulți. Și 90 de metri... Am să leagă coaliția. Unde acolo, ori acolo. Am să leagă ei. Dacă se remeni sub concretizare. Da. Da. Asta votați 90 de metri, dar nu specificați să încăpierim. După alegerea voastră. La expert, eu când a fost prima... Etapa a fost, eu mă duc fotografiile, inclusiv al încăpierilor pe care le-ai identificat. Domn Comisar, după propunerile polițiștilor sector, când o să fie înțeleagă, acolo, acolo. Când o să fie făcută decizia, o să fie stimulată. Eu alegem, trebuie să alegem noi. Asta să fie o concretizare. Da, da. Dar să fie mai scoară. Unde putem oferi? Unde putem oferi? Unde putem oferi? Dar nu știu, nu fai mai bine, așa cum să ai, dar dacă știu, dar cum să-i mai bine. Păi se poate aplica din la... Păi bine, dar noi nu putem vorba, dar și poate. Pune vreau, spune acum, acum o să... Da, da, da. Eu am spus că e binevenit varianta prima. Și pune cu formă și să... Nu mă știți pe asta, poate... Am aruncat și da, am aruncat, dar nu sunt formă. Nu pot să-ți... Așa, păi nu este. Bine, vă...
Și voi le propuneți. Dar punem pe noastră, dar și ce altfel îi pune Tobi la zonă de astăzi? Altul nu există. Pe policlinică. Doamna Emilia, și am terminat. Păi, ascultați, băieți, voi cu asta aș trebuie să înșepeți. Deși am spus că trebuie să facem o comisie, să vedem care e situația subsolului. Dacă situația subsolului e gravă, înseamnă că eu propun, asta e părerea mea, ca să le acordăm un policlinic, oricum se numește. Bine, am înțeles. Cine pentru aceea de a aloca 90 de metri în policlinică pentru inspectoratul de poliție, poftim hotel. Băi, Andrei, nu știu. Împotrivă? Împotrivă? 1? Împotrivă 1, abțineri? 2? Abțineri. Bine, e un anumit trecut, domnul comisar. Domnul comisar, eu m-am întrebat. Schema de mărit. Dar voi ajungi așa, părinte. Noi dăm autorizații de la magazine de la ora 7 dimineața și până la ora 10 seara, până la 22. Au ajuns plânge că sunt magazine care funcționează după data, după ora 22 și anume au spus că au autorizații de la poliție. Eu mă refer la Cristi, magazinul șapte. Eu nu știu, dar eu am spus că... Vă explic și ține autorizația, pentru a fi clar. Un agent economic, când își o autoritate, deci normal că este necesar să-i fie dreapta autorizația. Și ține regimul de activitate. Când prezintă la inspectoratul poliției, deja tot pachetul e făcut. Acolo poliția nu mai coordonează regimul. În caz dacă viziunea noastră regimul 24 de ore, până la ore 24. Înseamnă că noi putem să, viziunea noastră, refuzăm. Marea majoritate se acceptă. În parcurs, dacă sunt obiecții, acum problema respectivă, se sesizează inspectoratul, noi constatăm întrebări, se confirmă faptul că este încălcat regimul de lucru, pe care se sesizăm toate organele competente. Și poți să rămâi agentul economic și fără autorizații, și fără... Bun, asta nu e o problemă. Este problema de a se sesiza pentru o scrisoare, ca datul primăriei Costești, o parmit la cetățeni, precum că agentul economic nu respect ce e, nu înregistrăm și mai departe în calificare. Ce oră se permit primăria să dă autorizația? Asta e misiunea noastră. Primărie decide. Pe 24. 24 și 24 să respecte. Act primării practic. Noi nu semnăm, dar deodată suntem și zic și poliția, vreau, dar cred că de bază e semnătura primăriei. Bun. Bine, vă mulțumesc. Dacă ați fi sierul acesta, polițist ați fi sub ca prejurul tot numai ori. Sunt de regimul de lucru, regimul de solicitat, dar nu vei nici să ne recunosc. Că dacă ar fi casat, ar fi normal să fie regim de lucru. Nu poți ieși la asemenea cum te mai ieși. Pentru funcție ținte membri a birourilor electorale pentru cele 4 secții de votare, reprezentorul satul Costești, poliției fundor de scrivare a votului. Nu, dar trebuie comisie, asta s-o lăsat. E dat propunere acum la ședința Consiliului, la birourilor electorale. Sunt mult propuneri. Eu vă rog frumos, dacă se poate, din fiecare partid care are propuneri, sunt fiecare, sunt cumva, în parte, adică eu așa propune, ca să nu-ți primească fiecare. Cum ați spus, Ivan? Dacă aveți o listă fiecare și punem două liste la votare, ori trei, ori câte puțin, care sunt, le analizăm, ori nu vrem în fiecare, ca să fie scuzări, ca să fie tuturor. Bine, și nimeni, domnul Ciandru. Domnul, mai grau. Ați spus, Ivan, eu am o decizie, dar vă spuneți, da, vreau că noi am propus ca toți directorii de instituții la toate punctele astea de secții de votare ca să fie directorii de instituții, să fie anume incluși în comisii de astea. Și în rest, noi am propus pe cei care au fost data trecută la comisii care au acceptat, noastră aveți foițele și veți fi impus. La birou... V-ați consultat cineva? V-ați consultat? Păi, dar ne-am consultat cu mine. Noi ne-am dat Cristi cum a fost făcut. Dar trebuie cum și-am adăugat
Dacă sunteți de acord. Dacă nu este o schimbare. Minusul este aceea, au refuzat. Nu pot. Bine, aici vă trebuie o listă. Lista asta e așa cum spui tu în metal, da? Ia că eu vă știu și lista. Nu e așa. Prezentăm la biroul electoral numărul 5. Igor Maria, Mirea Maria și Popovie Caterina. Rezervi Mirea Mirilea și Borca Natalia. La biroul electoral numărul 14. Borca Svetlana. 14? 14, în data școală. 14. Borca Svetlana, Moraru Valentina, Moraru Ana, rezervă Spanache Eugenia și Luca Parascovia. La sectorul numărul 15, Igor Lidia Terinchi, Ionaș Galina, Turcan Galina, Rusu Sinaida rezervă și Perea Creana rezervă. La biroul electoral numărul 16, Rusu Domnica, Borta Violina, Strigoriță Valentina, rezervă Turcan Valentina și Pericoia Iuna. Voi, nu, voi ședeți prin masă, schimbări, nu am înțeles, dar vreau să te-am schimbat, da? Schimbări s-a tocat cu ședeți. Ușor, dă-o ședeți, da? Dă-o ședeți. Președinte, dă-o ședeți. Bine, propune, cine? Urmure, da? Dar deși, dar nu ne-am dat, deși, a laborat care pot, 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 Ce? Strinși, mai putem și...
Și spatele și patul. Și așa cum ați în listă? Nu. Hai să vă rog. Doamna, stați numai doi. Bine, cu sectorul 13. Boboc o refuzat. O scrie cu Boboc. Rezervă. Boboc rezervă. Păi te-a strâi. Ce mai vezi? Eu am întrebat doșa noastră. Boboc e gătire. Bine, trebuie să-mi sectorul numărul 14. Da, cine este ea? Vigor, Borte Svetlana, Moraru, Valentina. Da, Saba Viera, nu, locul și din. Borte Svetlana. Bort, cine e asta, Borte? Director. Director. Moraru Valentina și Iona Genari. Da, Borte Svetlana. Încă o dată, Borte Svetlana. Borte Svetlana, Moraru Valentina și Iona Genari. Dar Moraru și nu a produs. Potim? Moraru și nu a produs. Eu nu știu asta, pentru că ce-i tari să mai trebuie. Hai să-ți primești fiți primul, da? Potim? Mișa, să schimbări acolo. 15. Bivol Lida, Ionaș Galina, Zulcan Galina și Comisi. Și rezervă Rusu Zinaida, Mireacă Ana. Mireacă Ana, văd că mie nu se știe, nu? Da, Mireacă. Păi i-am pus o rezervă, o să lăsa să spui rezervă, nu poate merge, n-am mai greu. Și încă una mai trebuie la cântele care să fie... Chiar a Turcan Galina. Turcan Galina e comis. Turcan Galina e comis. Bivolina, Ionaș Galina, Turcan Galina e comis. Rezervă, Rusu Zinaida, Mireacă Ana și mai trebuie una. Nu găsim prima la așa. Sola Iuțiele, cine așa? Nu știu. Ei nu-ți cunoști vețină, ne-am urși. Aia văd că e mie nu se așa. Bine, 16. Rusu Domnica, Bort Viorica și Grigoriță Valentina în comisie. Dar ce scrie aici? Rusu Domnica. Voi avea mers propunere, nu mai țin. Bort Viorica. Propunere, ori le-am pus. Grigoriță Valentina, comisie. Și rezervă, Turcan Valentina. Mi se pare că trebuie rugat oamenii așa. Grigori, adică, dar nu vor și mă. Și dă să o scrie de asta. Marcus, Nos, Iulia, rezervă. Turcan Valentina, Grigoriță Valentina și... Rusu Domnica, Borte Viorica și Grigoriță Valentina, comisie. Turcan Valentina, rezervă, Grigoria Leonina, rezervă și au fost data trecută Marc Nos, Iulia. Cred că la data noastră mai ajung că... Nu știu că ai vorba. Dar Grigoriță Valentina tot și-a dat acord. Păi, dar e comisie. Asta sunt comisie, dar comisiile de la centru... Nu, nu se face comisie de la centru la alegere. Comisia de la centru se face numai la parlamentar. Bine. Mai sunt propuneri, ceva schimbări, sunteți de acord? Bun, la vot? La vot. Cine este pentru decizia de a desemna candidaturile de funcție de membru cu drept de vot deliberativ în componența biroului electoral al sectorului de votare cu numele 014, 014, 06, din partea Consiliului Local Prostești, după cum urmează. Îl mai știm, se domnule secretarul, nu? Da, da. Știm, votăm. Împotrivă, abțineri, unanim. Mulțumim. Trecem la următoarea întrebare. Domnul ședinte, eu cer o pauză de 5 minute. 5 minute. Gata, cer o pauză. Da, da. Poftim, poftim. 10 minute. 10 minute. 10 minute. Gracias.
Păi trebuie să avem o leagă stilă și respect față de doamna secretară. Și în comisie de păi cum așa? Toată numai așa. Și chiar suntem irresponsabili toți. Domnul jurist, eu iar mă adresez. Poți trec de un punct la altul să apștea? Dacă nu s-o... Nu, e domnul nostru... Iată și mai înalt vine, reiese că dacă SSR-urile nu sunt ilegale, care mi-am pus altfel, reiese că toate mătările care nu pot să spune pregătire... Noi putem sări într-un punct și altul, la sine și... Doar dacă este ședința deliberativă, trebuie văzut pe cum se este. Nu, eu nu pot pe și plecați, pot e un punct, apoi eu. Nu, dacă este deliberativă, dacă rămâne în sală... Eu promit punct ce mă pot e, nu am. Păi, dar să-l punem. Nu se începe, Eu pe urmă studiez cu partenera mea, cu consilierul Păbăiem, și chiar toate companiile coaliția. Coaliția. Coaliția nu se capă. Doamna secretară, cât de tânără, noi vă punem într-o situație neplăcută însuși pe doamna secretară. Să stăruie petiția, să facă toate... Eu rămânem, doamna partener, de coaliție, de coaliție, dar de partener. Păi, dar trebuie să avem și... Dacă eu acum le-am fac lucrurile astea, eu am scăpat, dar să am probleme cu partenerul. Domnul Șenic, domnul președinte, dacă de ce vă întrebare și eu vă trebuie, nu ziceam, am tot. Nu e vorba de întrebare. Domnul președinte, întrebare, să am tot. Eu vreau să aflu motivul astea. S-a început ședința. Uite, curs normal, legal. Singura s-a fost câștigă. Tot e votat normal, legal. S-a votat. Acum, care e motiv cu fracțiunea părăsit ședința? Bine, cu fracțiunea părăsit ședința. Singura s-a fost ales decât toți consilierii. Normal, nici obtenție n-ai rămâi. Cu și ocazii... Marcos a spus pe ce, dacă nu sunt de acord. Cine? Tu ești președintele ședinței azi. Care e motivul părăsești în locul cine? Nu, nu, da, spus, mă, eu nu vreau să stric relația cu consilierul. Nu, este aliezul poporului și trebuie să concoții să-ți obligăm. Corect față de ședință. Asta e ediție internațională. Asta e ediție internațională. Eu ești mare. Eu ești mare. Tu ești mare. Asta e ediție. Te rog frumos. Eu am partener de partid care eu nu pot să fac acolo. Nu intra așa, frate, când eu mai gândesc prin coaliția de ce să se întâmplă. Nu mai poate să ai ceva să nu fii de acord cu asta. Asta nu înseamnă că tu trebuie să fie. Dar poate sunt probleme de asta.